Suntem pe Bulevardul Revoluției, la centrul de înscrieri pentru facultățile Universității de Vest Vasile Goldiș Arad. Stăm de vorbă cu domnul Dino Budileanu. Vă salutăm și o să vă rog să ne dați câteva detalii despre acest centru. Știu că există opțiunea de a ne înscrie online la facultăți, dar există și un centru la care putem apela în cazul în care suntem nehotărâți, dorim informații suplimentare sau ajutor la înscriere. Ce se întâmplă în spatele nostru? De când și până când? Da, vă așteptăm în cadrul centrului nostru de pe Bulevardul Revoluției, din cadrul rectoratului, pentru a vă ajuta efectiv dacă nu vă descurcați cu înregistrarea online, cu înscrierea online, pe platforma admitere.vvg.ro se desfășoară tot procesul de înscriere, însă aici vă putem ajuta cu partea tehnică în cazul în care întâmpinați dificultăți. Care sunt facultățile, universității, care sunt specializările, eventual, da, așa foarte pe scurt, ca să creăm un mic teaser pentru absolvenți care chiar astăzi au dat bacul și au terminat. Felicitări, în primul rând, de absolvenților care au reușit să termine această etapă importantă din viața lor. La universitatea noastră noi vă așteptăm în principal cu 6 facultăți, Facultatea de Medicină, Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie, Facultatea de Științe Socio-Umane, Educație Fizică și Sport, Facultatea de Științe Economice, Inginerie și Informatică și Facultatea de Științe Juridice. Ok, bun, deci acesta a fost scurt teaserul pe care l-am pregătit de aici, de la centrul de înscrieri. Până la ce oră vă pot găsi zilnic aici viitorii studenți? Ne puteți găsi zilnic până la ora 5, de la ora 9 la ora 5, iar înscrierile vor avea loc până pe data de 29 iulie. Mulțumesc frumos, spor la treabă! Iar Doamne ajută! Despre facultăți vom reveni cu materiale din fiecare facultate și vorbim și despre secții, despre detalii legate de înscrieri, de specializări, de workshop-uri și tot ce are loc în facultățile respective în perioada următoare.